Caracterul suveran, independent și unitar al statului Republica Moldova pot fi modificate prin referendum. Deci, ce înseamnă referendum? Consultarea opiniei fiecărui cetățean. Noi ce facem? Consultăm opinia fiecărui cetățean. Deci dacă fiecare om își va dori acest lucru se va întâmpla. În acest sens a pronunțat și Curtea Constituțională, care a spus că limba este română. În acest sens a pronunțat și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a spus că unionismul este legal și nu contravine absolut deloc legislației Republicii Moldova. De asta în școli se predă doar limba română, fără limba moldovenească. De asta avem istoria românilor. Și de fapt, noi nu inventăm ceva nou, ci continuăm ceea ce au făcut Ion și Doina, ceea ce au făcut Eminescu, Vieru, Matkovski și mulți, mulți alții. Deci noi nu facem nimic altceva decât să preluăm acea mișcare frumoasă, culturală, inițiată de ei și să continuăm să mergem mai departe. Este foarte important ce facem, pentru că fiecare acțiune noastră implică imaginea lor din trecut. Trebuie să conștientizăm că avem o responsabilitate pe umeri și dacă facem o greșeală, acest lucru ar însemna prejudicierea imaginii unionismului și a ceea ce a fost până acum și s-a făcut frumos. Unirea nu este în sine un scop. Unirea este un rezultat. Deci nu ne propunem ca scop, astăzi am făcut unirea. Unirea este un scop care se va realiza prin modificarea mentalității fiecărui cetățean. Putem intra în Uniunea Europeană, putem să ne unim cu România, dar dacă nu vom schimba ceea ce avem aici, nu vom realiza absolut nimic. Până nu vom conștientiza că corupția este un lucru rău, până nu vom realiza că doar noi trebuie să ne forim viitorul și doar fiind aici, acasă, în Republica Moldova, doar impunând respect față de ceilalți și respectându-i pe ceilalți, doar atunci vom reuși să ne creăm un viitor mai bun. Din perspectiva noastră, viitorul acesta poate fi realizat prin unirea cu România.